Președintele Klaus Iohannis își continuă turneul în țările baltice. După Letonia, astăzi ajunge în Lituania. Vizita oficială la Vilnius va cuprinde o serie de consultări politice cu președintele țării și al Parlamentului lituanian. Despre implicațiile acestor vizite discutăm cu Ramona Avramescu, trimisul special al TVR. Bună dimineața, Ramona! Care sunt ultimele informații, te rog? Bună dimineața, Eugen, bună dimineața tuturor. Așa este, la 12:30 este programată întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu președintele Lituaniei, aici la Vilnius. Șeful statului vine, așa cum spuneai, de la Riga. Sunt vizite oficiale programate de multă vreme și nu e prima dată când președinții acestor țări de pe flancul estic al NATO se întâlnesc în acest an. Au fost nenumărate contacte după ce a început războiul din Ucraina și bineînțeles că și astăzi aceasta va fi tema dominantă în discuții. De altfel, ca observație personală, aici în Lituania se simte foarte bine amenințarea Rusiei și efectele războiului în plan mai ales energetic. Sunt -6 grade la Vilnius, în schimb în toate instituțiile și în hoteluri, în magazine, este de asemenea destul de frig pentru că lituanienii sunt obligați chiar prin lege să facă economie la consumul de energie, tocmai pentru a se asigura că rămân independenți energetic față de Rusia. Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu președintele țării, cu președintele Parlamentului și va depune o coroană la un memorial dedicat lituanienilor care au ținut piept armatei sovietice în 1990, în timp ce se luptau pentru independența lor. De asemenea, un moment cu atât mai încărcat simbolic în vremurile pe care le trăim. Mâine, președintele Klaus Iohannis va merge la Kaunas, un oraș universitar din Lituania, declarat capitală europeană culturală în acest an. Acolo va participa alături de președintele Lituaniei, Letoniei și Poloniei la o dezbatere despre viitorul Europei, iar cei 4 șefi de stat vor avea și un summit de lucru, o întâlnire foarte importantă, în care vor discuta cum să întărească în continuare securitatea pe flancul estic și mai ales cum pot continua cele 4 țări să ajute Ucraina și Republica Moldova. Și Polonia și România, Lituania, Letonia, cealaltă țară baltică, Estonia, au fost încă de la începutul războiului în prim planul statelor europene care au ajutat Ucraina, au primit refugiați, au acordat ajutoare umanitare, financiare, militare și au făcut eforturi diplomatice pentru sprijinirea luptei ucrainenilor pentru menținerea independenței.